Bine ne-am regăsit, dragi gorjeni, la obișnuita noastră întâlnire din fiecare seară să dezbatem pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră, pentru că așteptăm apelurile noastre la telefonul afișat pe ecran. Cum spuneam, să dezbatem dilemele zilei, dileme politice, dileme sociale, dileme economice, pentru că toate converg și influențează inevitabil și, din nefericire, de cele mai multe ori, în negativ, viața noastră de zi cu zi. Iată, nu s-au scurs decât vreo 3-4 zile de când s-a demarat și la Gorj fuziunea, să-i spunem pentru început, alianța preelectorală pentru prezidențiale a celor două partide importante de pe dreapta politică, PDL și PNL, că demisiile nu mai contenesc. Nu departe de astăzi, un nou liberal care nu avea cei drept o funcție, Dorel Chirițescu, a anunțat că își ia rămas bun de la liberalii gorjeni spre a pleca către Partidul Liberal Reformator al lui Călin Popescu Tăriceanu, el fiind a șaptea persoană care părăsește barca liberală. Vom vedea în ce ape se vor scălda acești liberali și la Gorj, când vor începe să pună bazele, dacă le vor pune, dar cu siguranță vor mișca ceva până la prezidențiale. De asemenea, vom vorbi despre transferuri. Vicepreședintele PNL Gorj, Claudiu Săftoiu, a solicitat chiar în această după-amiază, printr-un document oficial, transferul de la PNL Gorj către Organizația Sectorului 1 din București. Cred că tot în ideea de a pregăti fuziunea și pistele pe care vor merge cele două formațiuni de dreapta, la care evident se vor alătura, după cum anunțau reprezentanții celor două formațiuni și celelalte formațiuni de dreapta, pentru lupta care se anunță extrem de strânsă a prezidențialilor. Vom aborda și tema reciclaților politic și a oamenilor de valoare, așa cum îi vede domnul Ion Călinoiu, vicepreședinte la nivel național al PSD și președinte al Consiliului Județean Gorj. Nu vom uita nici pe absolvenți. Câteva mii de absolvenți nu au terminat bine cu BAC-ul și deja sunt în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru un dosar de șomaj și, de ce nu, pentru a găsi, dacă vor reuși, un loc de muncă. Despre toate acestea, dar și despre alte aspecte ale vieții politico-sociale din Gorj, vom discuta cu invitații noștri din această seară. Domnul Eduard Berca, președinte PDL Târgu Jiu și consilier local PDL. Vă mulțumim, domnule președinte, că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu, bună seara. Și nu în ultimul rând, domnul profesor universitar dr. Pantelimon Manta de la PNL Gorj. Vă mulțumim respectuos. Bună seara, bine v-am regăsit. Pentru început începem cu domnul profesor universitar dr. Pentru că nu este de la Liberal și să ne spună cum au decurs primele două întâlniri esențiale cu partenerii de acum de luptă politică de la PDL Gorj. Da, nu am o funcție de conducere în partid. Ca analist, vă rugăm să prezentați situația. Da, de când mi-am dat demisia și din postul de consilier județean, de regulă eram invitat la ședințele organelor de conducere. E lesne de înțeles acum de ce nu mai sunt invitat. Cert este că la nivelul județului Gorj nu sunt probleme cu alianța celor două partide. De aceea, cred că din acest punct de vedere se cam bate apa în pio, pentru că, repet, nu sunt asperități, nu sunt orgolii nemăsurate vis-a-vis de lideri, de activiști de fruntea ai celor două organizații județene, așa încât practic îi așteaptă ceea ce se va decide la nivel central.
Sigur că încă sunt probleme cu denumirea partidului. Eu cred că s-a luat o hotărâre înțeleaptă prin faptul că nu s-a hotărât fuziunea prin absorpție, pentru că erau mari probleme și vis-a-vis de aspectele juridice, dar și de aspectele organizatorice. Să le dezvoltați puțin ca și telespectatorii să înțeleagă despre ce e vorba. În sensul că pur și simplu nu mai era timp, inclusiv din punct de vedere juridic, trebuia un statut care să dea substanță juridică hotărârii la nivel central. Ce făceam? Aveam doi copreședinți? Păi dacă ai un partid, cum să ai doi copreședinți? Nu era de conceput să se facă acum alegeri la nivelul organizațiilor județene, la nivelul organizațiilor locale. Mai era timp, locale. Că mai sunt mai puțin de 5 luni de zile. Da, nimeni nu s-apucă cu o logică politică elementară să dezorganizeze partidul, pentru că e clar că la nivelul organizațiilor locale, în măsura în care era agreat unul sau altul de la PDL sau de la PNL, evident că ieșeau discuții interminabile și nu e momentul. În preajma unor alegeri așa de importante, eu cred că era o greșeală și această situație a fost sesizată de conducerea centrală a celor două partide și, după părerea mea, s-a luat această măsură înțeleaptă. Sigur că acum urmează să se compatibilizeze, hai să zicem, situațiile mai delicate. Din câte știu eu, e aproape gata statutul, însă și Iohannis spunea că în proporție 99% e gata. Urmează să se hotărască la nivel central denumirea, hai să zicem acum, alianței. Că dacă nu mai avem o fuziune prin absorpție, este clar că va fi o alianță pentru aceste alegeri. Și se merge, cum s-a spus, cum a spus domnul președinte fondator Quintus, pe denumirea PNL? Probabil că și asta. La alianță ar fi de dorit, însă în măsura în care nu e fuziune și e alianță, cred că și democrat-liberalii vor avea un pic de orgoliu și vor încerca să găsească o formulă de denumire care să încopească și numele democraților. Părerea mea este problema cea mai delicată. Problema cea mai delicată, pentru că deja orgoliile liberalilor tradiționali sunt destul de șifonate și abia parcă așteaptă să se năpustească pe conducerea care eventual va negocia o altă denumire decât PNL-ul, mai ales că și partidul lui Tăriceanu, chiar dacă n-a luat cât se aștepta, începe să se înfiripeze la nivelul județelor, mai ales. Dar la Gorj de ce nu se mișcă nimic în privința reformaților, liberale reformaților? De ce credeți? Păi ei nu se ca un politic vă întreb acum. Nu, aici logica este simplă. Nu s-a constituit la nivel central. Dacă nu s-a înscris la nivel central, la nivel județean, deci așteptă, evident, înscrierea la nivel central. Sigur, semnalul s-a dat și aici de câteva persoane destul de importante. Radu Angelor, Ion Cupă, Tașcău, director de atâția ani și om, bine văzut în general în viața publică. Iată, recent profesorul universitar Dorel Chirițescu. Sigur, conjunctural, din câte știu eu, cei în cauză au luat această decizie. Nu știu cupă ce a avut în vedere la luarea deciziei, dar ceilalți aveau anumite relații ușor tensionate cu liderul Dian Popescu și chiar dacă ele nu au fost vizibile pentru opinia publică, în realitate existau aceste disensiuni. Domnule președinte Edi Berca, ați găzduit, iată, în sediul PDL-ului,
aceste întâlniri importante care au dat startul alianței care se vrea pe viitor o fuziune și care se dorește o alternativă la candidatura premierului Victor Ponta pentru prezidențiale, înspre care ne îndreptăm cu pași vertiginoși. Așa este, da, am participat la toate întâlnirile, inclusiv la ultima în care au fost prezenți foarte mulți. Să faceți o radiografie, vă rugăm, pentru telespectatorii noștri. Cum spunea și domnul profesor, la Gorj nu există tensiuni, nu există neînțelegeri, nu există puncte divergente. Ce ați spus cap la cap și ce ați spus pe hârtie și a stabilit? Asta ne interesează, să știe la oamenii. La prima întâlnire. Când am stabilit asta, facem asta, lăsa-i biroul de conducere, cum l-am ales, cum ați spus la punct și strategia, cel puțin ați creat-o de luptă electorală pentru prezidențiale. Nu, asta încă nu ne-am încumetat, ca să spun așa, cu strategia, pentru că este foarte clar că ceea ce vom face noi aici la Gorj se va circumscrie unei strategii naționale. Dar veți avea și niște puncte care sunt specific locale. Fără discuție, sigur, dezbatem lucrul ăsta, dar ca să iau cu începutul, dar la prima ședință comună a birourilor, a practica acelor comitete, să spun așa, de discuții, de negocieri, lucrurile au fost foarte, foarte degajate, foarte o întâlnire mai mult protocolară, da, prin care ne-am cunoscut. Nu s-au luat decizii. După aceea a fost întâlnirea, cea de-a doua întâlnire, în care am decis ca să înceapă parcursul negocierilor de formarea unor structuri comune, da, vor fi și ca și la nivel județean, vor fi acelea structuri, da, cei doi copreședinți pe organizații locale și cu birourile aferente, da, care vor lucra împreună. La a treia a fost extrem de important și mă bucur că am participat, era cât pe ce s-o ratez, pentru că am constatat foarte clar că edilii noștri au cam același, sau practic același mod de abordare a problemelor comunității ca și cei ai Partidului Național Liberal. Deci au fost câteva foarte absolut, în avans. Absolut. Ca document a fost elaborată deja o dispoziție semnată de ambii compreședinți pentru convocarea mâine la ora 17 a Consiliului, cum avem noi Consiliul de Coordonare Județean, da? Prin care fac parte primarii, consilierii județeni, consilierii municipali, biroul permanent județean. Deci mâine la ora 17 se va desfășura întâlnirea asta comună, unde se va prezenta din nou, și cred că de data asta va fi ultima, în care se va discuta, se vor discuta documentele premergătoare. După aceea, de mâine, practic, și eu la organizația județeană municipală, am stabilit contacte cu colegii de la Partidul Național Liberal și urmează, deci, de mâine încolo să ne vedem. Noi suntem gata cu structura teritorială la nivelul municipiului, deci avem pregătite mapele de documente pentru secțiile, organizațiile secțiilor de votare, așa cum suntem noi organizați. Așteptăm ca și colegii, iau un pic diferit, președinți de cartier sunt altfel organizați, dar le vom compatibiliza în funcție de arealul în care își desfășoară activitatea. Cum au recepționat primarii din teritoriu aceste puncte premergătoare, acest pași inițiali în lupta pe care ați pornit-o de a forma un front comun și de a putea intra, să zicem, cu șanse mai mari într-o luptă electorală extrem de importantă? Sigur, după cum știm cu toții, primarii, fiind niște aleși locale acolo, sunt firi deschise, firi care comunică ușor, firi care pot să discute serios și să și ajungă la un consens sau la... Ați văzut ceva reticențe din reacțiile lor vis-a-vis de această nouă formațiune, ca să zicem, această nouă compilație politică? Nu, niciuna. Au fost discuții spre finalul ședinței vis-a-vis de reorganizarea majorităților la nivel local.
Și acolo toată lumea, și cei de la PDL și cei de la PNL, și-au asumat ca într-un timp foarte scurt să facă un inventar. Da, vă întreb mai un moment, aveți în plan și anumite majorități să le schimbați fără și discuție. Evident să câștigați ceva viceprimari? Fără discuție, fără discuție. Lucrul ăsta a fost declarat și de președintele Dan Vâlceanu și de președintele Dian Popescu. Este normal, asta este munca politică până la urmă. Când veți demara și acest aspect important pentru... În mod clar, primul pas va fi compatibilizarea, cred că de mâine, practic mâine, vor fi, se vor reuni organizațiile sau aleșii noștri locali cu aleșii locali ai Partidului Național Liberal. 350-400 de oameni vor fi acolo. Dar după ce vor avea aceste prime contacte, va fi o discuție generală vis-a-vis de modul de lucru. În mod clar, în următoarea perioadă, săptămâna viitoare, se vor căuta soluțiile, se vor căuta acele mijloace pentru a atinge și aceste obiective pur politice, repet. Să vă întreb despre excluderi, domnule președinte Edi Berca. Ion Bârcă și... primarul de la Samarinești, Marian Ardeiu, sunt pe lista neagră a dumneavoastră la organizație să-i excludeți. Dacă îi excludeți și pe ce considerente? Nu e o listă neagră la Partidul Democrat, nu a fost niciodată. Ei doar practic s-au înstrăinat prin declarațiile și prin modul de acțiune și prin demersul ăsta... N-a mai colaborat cu dumneavoastră, cu conducerea? Exact, da. Păi, dovadă și atitudinile, cel puțin la primarul Bârcă. Nu discut de celălalt, pentru că nu a ieșit public. Dar Ion Bârcă e o persoană care clamează vehement. Cu toate că știm foarte bine, 2012 a fost anul care a fost tot pe listă pe Democrat Liberal. Numai noi știm cum am dezbătut, practic, nu eu, dar colegii care răspundeau de zonă ca să susținem și să sprijinim în campania. Credeți anterioară. Că s-au îndreptat către altă culoare politică, domnule președinte? Păi nu au cum, deocamdată. Nu zic că, deci, ca și atașament. În situația în care vor fi excluși, luăm în calcul și această discuție, pentru că sunt chestii de procedură până la noi. E vorba de inventarierea activului de partid. Da, și discuțiile care sunt la nivelul biroului permanent județean Târgu Gorj sunt de natură să nu împieteze eventuale majorități sau eventuale alianțe locale prin, eu știu, a ține pe cineva de dragul de a-l avea acolo. Deci se ia în calcul și soluția excluderii celor doi. Dar nu asta nu mai listă prioritară. Nu, nu este o listă prioritară și numai după discuții serioase în cadrul biroului permanent. Veți invita la sediul partidului. Fără discuție, dar încă o dată, chestie de procedură, da, de inventarierea activului de partid, să vedem, nu știu dacă... Să întrebăm pe domnul doctor în drept, Pantelei Momanta, dacă vor fi excluși și ei au câștigat ca membrii PDL, ce se va întâmpla? Își pierd mandatul, domnule profesor? Nu își pierd mandatul dacă sunt excluși. Deci nu mai dacă pleacă ei. Numai dacă pleacă prin demisie. De aceea, sigur, am fost chiar în Parlament când am adoptat legea aceasta. Dacă în cazul consilierilor, fie ei locali, județeni, în situația în care sunt excluși din partid, își pierd mandatul, în cazul primarilor, dacă sunt excluși, nu își pierd mandatul. Rațiunea firească și îndreptățită pentru care s-a adoptat această decizie este că primarul în mare parte este ales direct de cetățeni și oarecum uninominal, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare. Deci chiar dacă este pe linie de partid, practic personalitatea lui contează foarte mult în actul de alegere, cel puțin la nivelul localităților mici și mai puțin partidul în baza sau în spatele căruia sau pe listele căruia candidează. Și de aceea s-a ajuns la această soluție politică și juridică ca să nu-și piardă mandatul dacă sunt demisi și numai dacă pleacă ei prin demisie. Sigur, aici se ajunge la o situație paradoxală care s-a întâmplat numai la Partidul Democrat Liberal și la Partidul Național Liberal și la alte partide mai mari, anume că ei public declară expres că nu mai sunt atașați, așa cum spunea și dumneavoastră, de partidul
pe listele căruia au fost aleși, se dezic, ba dimpotrivă fac campanie la alte partide, dar cu toate acestea nu sunt excluși, pentru că partidul zice, stai domne că îl ținem acolo la inventar, deși el nu mai este nici moral, nici sufletește, decât de iure, în hârtii figurează la partidul respectiv. Și atunci e situația aceasta paradoxală, după părerea mea, nefirească. Și aici ar trebui găsită o reglementare. Dar până atunci așa stau lucrurile. Sunt și câțiva primari liberali care au declarat fără echivoc. De la puterii 1 din 3. Da, fără echivoc. Și alții mai sunt care n-au declarat expres, dar care nu agrează nici mișcările Partidului Național Liberal la nivel central și nici chiar conducerea actuală la nivel de județ. Dar cu ce i-ar încălzi pe ei faptul că sunt excluși? Credeți că se îndreaptă cu arme și pagaze și probabil sigur că da, sigur. Formațiuni de la putere? Sigur că da. Sigur că da. Păi îi avantajează această soluție de excludere. De aceea joacă ca precum șoarecele și pisica. Adică ei provoacă pe cei de la județ să îi excludă, iar ăștia nu prea vor să îi excludă, pentru că le dau linie verde să treacă la... E un joc al nervilor partid. Da, este un joc al nervilor, exact ce spuneați. Vă părea mea, cred că ar trebui găsit o soluție legislativă, evident și politică, care să totuși să reglementeze în cazuri excepționale când se joacă public împotriva partidului, să ajungă să fie excluși chiar cu pierderea mandatului. Deci dacă nu normal o simplă demitere care poate fi subiectivă a conducerii județene nu ar trebui taxată ca atare, o atitudine publică fățișe contra partidului pe care pe liste căruia au fost aleși ar trebui sancționată. Să ne promiți despre domnul Claudiu Săftoiu. Credeți că face parte din strategia Dreptei acest transfer către București? După părerea mea, plecarea lui Săftoiu e o pierdere. Mie mi s-a părut un om activ, un om de treabă, un tip rațional. Cred că intuiesc. Nu am nicio dovadă vis-a-vis de ceea ce voi spune. Cred că nu mai era în relații chiar foarte, foarte bune cu actualul lider Dian Popescu. Și atunci, ca să nu provoace anumite neînțelegeri publice, a preferat să adopte această soluție, să zic așa, mai diplomatică, mai politică. Credeți că vor mai urma părăsiri, domnule profesor, ale taberei liberale? Și cum le explicați dumneavoastră ca un cunoscător în ale politicii mișcările astea care parcă sunt, speculativ vorbind, comandate? Sigur, sau programate sau nu stabilite? Nu știu dacă neapărat. Cert este că ele destabilizează un pic situația politică a Dreptei Românești și cu certitudine avantajează partidul de guvernământ, Partidul Social Democrat. De aceea aș putea să le spun că PSD-ul le provoacă, dar uneori sunt convins că mai pune și el umărul, fără să o facă la modul vizibil, direct și așa mai departe. Pe de altă parte, deci ar fi una dintre cauze. Pe de altă parte, este clar că ieșirea intempestivă peste noapte, fără o logică politică indubitabilă, impecabilă... Și fără explicații. Toți spun că nu-i mai reprezintă politica liberală, dar da. În aceeași măsură toți spre liberal se îndreaptă. Nu se îndreaptă nici spre stânga, nici spre o altă formațiune de dreapta. O formațiune de liberală care, până la urmă, nu și-a cam pus bazele. Cu toate astea, încă trebuie să iasă o hotărâre a
înființării acestui partid, aici, să pleci de undeva spre un neant, aici, un an politic hotărător. E o situație politică destul de delicată, din care, evident, profită PSD-ul. N-ar trebui să întâmple așa, dar aceasta este realitatea. Sunt și destul de mulți aleși și în parte nemulțumiți și de colaborarea cu conducerea, cu vârful organizației județene. Unii o exprimă această nemulțumire mai direct, mai fățiși, alții mai voalat, dar există anumite nemulțumiri. Eu le-am și remarcat de-a lungul timpului. Sigur, pe de altă parte, ei trebuie să aibă răbdare, să înțeleagă că și conducerea partidului nu poate sta cu sabia lui Damocles deasupra capului, fiindcă nu e normal, eu înțeleg această logică politică, indiferent câtă nemulțumire ar fi la adresa unui lider politic, județean sau la nivelul organizației municipale, nu cred că e cazul să se facă acum alegeri. Niciun partid nu-și permite să facă acum alegeri. Așa încât, cred că ar trebui să se treacă peste aceste mici disensiuni, cel puțin până după alegerile prezidențiale. Pentru că noi și așa suntem interimari la nivelul organizației județene și municipale. Știți că, practic, dacă la PD-ul lucrurile, din punct de vedere al conducerii, sunt clare, cel puțin la suprafața lucrurilor, la PNL-ul avem un interimat și nici acela prea sigur. Ați văzut declarația secretarului general? Să urmărim un material. Dacă colegii au pregătit materialul pregătit de redacția știrii, rog regia să-l introducă în emisie. După demisiile în lanț, acum un nou scandal se naște în organizația județeană a Partidului Național Liberal. Marcel Romanescu-l provoacă pe liderul PNL, Dian Popescu, să facă publică decizia BPN-ului de validare a conducerii cu caracter decizional. Liberalul susține că nu există o astfel de decizie și că forul care a validat biroul interimar de la Târgu Jiu, în frunte cu Octavian Lupulescu, nu este nici el validat. În condițiile în care domnul Dian Popescu are o astfel de decizie a Biroului Național, această decizie, mai ales că văd că au apărut tot felul de informații, să fie prezentată într-o conferință de presă sau pusă undeva ca toată lumea să fie în temă și să vadă acea validare a biroului de către structura națională. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt nici nu confirmă, nici nu infirmă zvonul. Totuși, acesta susține că BPJ-ul ar fi statutar din moment ce președintele filialei nu a demisionat. Eu nu vă pot nici confirma, nici infirma acest lucru. Din câte știu, structura actualului birou județean funcționează de înainte de a reveni în Partidul Național Liberal ca membru. Din discuția pe care am avut-o cu președintele filialei, acesta mi-a comunicat faptul că în actuala formulă propunerea a fost înaintată secretariatului general al Partidului Național Liberal, deci în consecință biroul este funcțional întrucât președintele filialei, așa cum prevede statutul, nu a demisionat. Deci biroul este funcțional din punct de vedere statutar. Președintele PNL, Dian Popescu, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere oficial. Iată ceea ce spunea domnul profesor universitar dr. Andrei Momanta, are și din material nostru. Vom continua cu estimații noștri invitați discuția, dar acum luăm un telefon. Bună seara! Se trăiți! Vă ascultăm, stimate telespectatori! Alo, vă ascultăm! Bună seara dumneavoastră, bună seara și invitațiilor dumneavoastră! Bună seara! Mă adresez în primul rând domnului Manta. Vă rog! Domnule Manta, vă cunosc din 1990. Vă cunosc de un om cu mare capacitate, mare valoare și un om de toată omenia și tot respectul pe care vi l-am acordat și vi-l acord și la ora actuală din punctul de vedere al lui personal. Dar am ceva de discutat cu dumneavoastră seara asta pe tema emisiunii
ați făcut cea mai mare greșeală posibilă, că v-ați îndepărtat de un asemenea partid care trebuia să nu vă îndepărtați. Nu vi-l dau pe nume, că nu și-are rost. Deci un singur lucru, și dumneavoastră prin această afirmare pe care eu mi-o afirm, vă spun în felul următor. Domnul Popeangă, care îl cunosc așa bine mersi, ca și pe dumneavoastră, acum cred că face legătura în ce partid, de care partid vorbesc, a stat în partidul respectiv. Știu cine a fost, știu cum a fost, știu cum ați lucrat, știu cum ați făcut, vorba aceea. I-ați săltat în slăbi pe peneliști, acum ați trecut la peneliști, care peneliștii au făcut o mare greșeală posibilă prin președintele lor, care se numește Crin Antonescu, la nivel de țară. A făcut o mare greșeală. Dacă nu făcea greșeală să se rupă acest partid, acest USL, țara noastră putea să meargă de acum înainte, bine mersi, foarte bine. Dar datorită faptului că acel om, acea persoană, care nu nici nu merita să fie președintele acestui partid mare, cu atâta ani de vechime, de 139, dacă nu mă înșel eu, așa, 139 de ani de zile, să-l conducă un asemenea om care habar n-are de a conduce un partid, dar pe o țară românească. Da. Mai aveți și pentru domnul Edi Berca vreo întrebare, stimate domn? Eu m-am adresat domnului Manta și dacă dumnealui crede că el l-am apostrofat sau i-am adus jignit sau mai știu ce, îmi cer scuze. Dacă crede că vorbesc așa în modul cel mai serios, rămâi la președinția dumnealui. Vă va răspunde imediat domnul profesor. Dacă chiar vreau răspunsul la dumnealui. Imediat vă va răspunde, vă mulțumim mult, vă mai așteptăm cu telefoane în direct. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră și de fiecare dată voi interveni. Vă așteptăm cu telefoane. Mulțumim mult încă o dată, domnule profesor. Da, sigur că în politică lucrurile sunt mișcătoare. Uneori ei și... Vedeți, oamenii vă respectă profund, da, și are o cădere cuvântul dumneavoastră. Am mai avut astfel de confruntări cu oameni și în particular. Adică apreciază, să zic, calitățile umane și profesionale, dar au anumite... rețineri sau îndoieli cu privire la deciziile mele politice. Sigur, astea pot să fie trecătoare, uneori te lași dus de val. Cert este doar un singur lucru. Eu și în politică ca și în viața publică am avut o relativă independență și mă bucur că soarta mi-a oferit această șansă de a spune destul de des lucrurilor pe nume și chiar atunci când ele n-au convenit unuia sau altuia dintre mahării central sau locali ai partidului în care am activat. Așa se face că am purtat un război vizibil și poate chiar dacă am avut de pierdut și profesional și politic și, de ce nu, și uman, am purtat războiul cu Băsescu când nimeni nu-l purta. Chiar un război mediatic cu Nicolae Mischie, altfel un om de treabă, dar care a avut exagerările lui și atunci trebuia tras de mânecă. Ați fost printre puținii care ați avut o colaborare cât de cât legată cu domnul Mischie. Da, eu am luat atitudine doar când el... Adică de continuitate, ca să spun, nu cu... Da, și-a depășit... Ieșit de limbaj, ca să spun așa. Exact. Sigur, unele erau și de amuzament, oricum nu erau răutăcioase și... nici cu resentimente pe viață și pe moarte. Așadar, răspunzându-i telespectatorului dumneavoastră, sigur, îi mulțumesc pentru aprecieri și rețin această recomandare, mi-au mai făcut-o și alții, s-ar putea ca dreptatea să fie de partea lor, rămâne ca viața, istoria să,
să dea sau nu sau să nu dea dreptate vis-a-vis de ceea ce am făcut pe linie politică. Domnule Edi Berca, ca președinte al noi formațiuni la nivel municipal, vedeți... Copreședinte. La nivel municipal. Da, pe cine aveți copreședinte, că e interimar și ne... Da, o să vorbim și despre chestia asta cu interimarul de la PNL. Sigur că... V-aș ruga să ne spuneți, aveți deschidere în această formațiune să primiți, să spunem așa, între ghilimele, oile rătăcite înapoi sau să aduceți și alte persoane în rândul acestei noi formațiuni politice? Pentru că sunt ceva speculații pe aceste teme. Nu știu la care oi rătăcite ne referim. În general, să zicem așa. Bun. E foarte clar că momentele astea poate de răscruce care te determină să iei o decizie unilaterală ca demisia sunt determinate de ceva, de o stare de disconfort. Acum că vor fi generate de relațiile interne din cu toate că eu personal nu am văzut în rândul biroului politic județean de la PNL nicio animozitate între președintele Dian Popescu și colegii cu care au venit la noi. Mai mult decât atât, la municipiu, Mihai Paraschiv stătea alături de domnul Pulescu, de Victor Banța. Deci eu nu am văzut să fie animozități de genul ăsta și au participat la discuții, au avut lor de poziții. Vedeți o coliziune ca aceea din tabăra dumneavoastră și la liberali sau la dânsii, având în vedere și plecările astea, ați văzut oarecare aș vrea să comentez, slăbire a coliziunii. Sigur, aș vrea să comentez un pic aici plecările, da? O parte din cei care au plecat, aici mă refer în primul rând la deputatul Cupă, pe care îl cunosc foarte bine, am fost împreună. A fost la dumneavoastră critica, a fost în campanie. Critica foarte, foarte tare, evident. Era, da, și găsea tot felul de costuri alianței Uniunii Social-Liberale la momentul respectiv. Tăriceanu declară foarte clar că el își dorește recrearea USL, da? Bun, e cum să spun... Și nu numai Ion Cupă, și o altă declarație ale celor plecați au fost la momentul respectiv menționate în presă. Deci eu consider, părerea mea personală, în contextul în care, așa cum spunea și dumneavoastră, că acest partid încă nu există, că dacă va fi tot un partid de sorginte liberală, va fi, nu? În primul rând, da, ei nu se... Nu au, cred, în momentul de față, conturat ceva foarte clar deci vis-a-vis. Au plecat, totuși. Au ceva personal. Da? Eu au cred avut că ceva promisiuni, cum se speculează? Sunt din anumite, nu știu, să zicem, da. Culori politice? Deci nu cred, nu știu, că nu am discutat ca cu niciunul. Ca politician nu. Vă întreb acum, că puteți dar în o... mod clar, acolo există un interes personal. Da? Un interes personal, pentru că un interes politic nu există. Da, deci nu poți să spui că nu mai ești de acord cu o mișcare, dar te duci să te îndrepți tot către un partid liberal. Da? Până la urmă sunt convins că statutul Partidului Național Liberal Reformator va avea 90-95, eu știu, 100% mai greu, că trebuie schimbate denumirile, dar va fi statutul lui, va fi cumva tot luat după... Da, cum mi-aduc aminte că era pe la 93, au fost tot felul de partide care, a căror absorpție a fost foarte simplă pentru că coincidau statutele. Da, deci lucrurile astea nu le înțeleg. Nu înțeleg nici pe oamenii respectivi. Da? Nu înțeleg în contextul în care clămezi, spui acum un an, doi, trei, doamne, vreau liberalism adevărat, nu vreau USL. Și acum te duci în zona în care cel care formează partidul își dorește reconstrucția USR. Da. O să continuăm discuția după o scurtă pauză publicitară.